Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Astăzi facem un episod extrem de optimist despre Bitcoin și piața cripto, chiar dacă pe aici pe acolo știrile nu sunt extraordinare. Însă, înainte de a vorbi despre scenariile optimiste, vreau să vă urez poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea. Vă doresc o săptămână extraordinară, așa ca și voi. Bun. Bitcoin. Începem cu el, da? A închis săptămâna, să zicem, nu extrem de prost, la 23.500 și un pic. Asta nu este un lucru bun. Vă spuneam că pe monthly acolo este o mediană extrem de importantă, este 50 moving average pe monthly. Dar nu despre asta vreau să vorbesc acum. Acum 2-3 zile vă făcusem un episod, sau chiar cred că ieri am călătorit și de asta sunt puțin confuz, în care vorbeam despre dacă în momentul de față traversăm o corecție sau este un crash. Putem spune că în ultimile zile circulă vești din spre SECO american, Security Exchange Commission, în care Gary Gensler, cel ce conduce această instituție, spune că din punctul lui de vedere, exceptând Bitcoin-ul, toate monedele și NFT-urile și tot ce există în piața asta sunt securities. Securities se încadrează într-o legislație, într-un cadru juridic special și dacă toate monedele ar fi declarate securities, exceptând Bitcoin-ul, lucrurile s-ar complica teribil pentru întreaga piață cripto. Adică accesul la lichiditate, listarea pe exchange-uri, fluxul banilor ar fi extrem, extrem de complicat. Însă, nu doar America decide ce se întâmplă la nivel mondial și cel mai probabil fiecare zonă de influență, Rusia, China, India, Europa, Asia, Australia, Africa, Middle East, vor decide pentru ele ce este mai bine. Așa cum vorbeam în episodul precedent despre faptul dacă acum traversăm o corecție sau un crash, eu rămân de părere că este o corecție. Și suntem deja pe o zonă de suport, adică pe daily suntem pe 20 moving average. Însă, episodul de astăzi am vrut să se numească ce s-ar întâmpla cu Bitcoin dacă evoluția va fi similară cu precedentele bear market-uri și bull market-uri care au trecut. Și avem așa, primul bear market, primul crash major al Bitcoin-ului, atenție, a fost de la 32 de dolari la 1 cent. În 2021. Deci ați auzit bine. De la 32 de dolari la 1 cent. Cred că mulți dintre voi care sunteți în cripto, dacă acum am traversat un lucru similar, cred că v-ați lăsat de criptomonede. Bun. E, 2011. Cei care ați ratat momentul atunci să cumpărați la 1 cent, acum oportunitățile sunt pe la 24.000-23.000. Da? Deci ați ratat acel trend de îmbogățire. Imaginați-vă ce creștere. Bun. Avem bear market-ul 2, care a avut loc în 2015, de la 1000 de dolari la 200 de dolari. Aici putem spune, e ca și cum s-ar fi creșuit Bitcoin-ul prin comparație de la 100.000 la 20.000. Deranj destul de mare, dar parcă. Bun. În 2015, da? De la 200 de dolari. Următorul vârst de piață, da, este la 20.000. Adică este 100x. Personal, nu-mi place să fac gambling, nu sunt jucător de casino, sunt trader ocazional și nu știu ce. Dacă acum Bitcoin-ul s-ar duce de la acest minim înregistrat 15.000 și dacă rămâne minim înregistrat 15.000 acestui bear market 100x, înseamnă 1.500.000. Da? De-a lungul istoriei sale, Bitcoin ne-a demonstrat că are puterea să facă lucruri incredibile. Bun, hai să zicem că nu e cazul, da? Următorul bear market e cel din 2017, final, început de 2018, pe care îl cunoașteți cu toții. Atunci piața a ajuns la 20.000, dar țineți minte, din 2015, de la 200 de dolari până la 20.000, este o creștere uriașă.
Iar corecția nu a fost una pe măsura creșterii, da? Am ajuns undeva la 3200. Bun. 3200 a fost zona cea mai de jos. După care am urcat până la 63.000 în prima parte al 2021 și a venit un crash la 29. Unii consideră bear market, eu zic că n-a fost bear market pentru că a fost o perioadă extrem de scurtă, adică un fel de vară rece, știi? The winter is coming summer în 2021. Și am atins undeva spre 69.000 de la 3200. Deci am putea spune că de 20 de ori. Dacă am folosit aceeași aritmetică și dacă am luat în calcul interesul instituțional, interesul retail, oameni, companii, tot felul de micro, macro investitori care intră în Bitcoin în fiecare zi și trebuie să luați în calcul un lucru, în clipa în care Bitcoinul începe din nou să-și pornească motoarele să crească, atunci se îngrămădesc oamenii. E o chestie pe care mulți nu o conștientizează și anume faptul că când Bitcoinul era la 15.600, 15.800, 16.000, dacă ne uitam pe CoinMarketCap la volume, făceam așa, ziceam, Doamne, ce-i cu piața? Se desfințează. Cum ne-am apropiat de 22, 23, 24, tăgădăm, a început piața să pompeze bani. Imaginați-vă Bitcoinul acum la 50.000. Toată lumea pompează, zice, dacă se duce la 1.000.000 și eu sunt singurul fraier care nu cumpăr. Da? Deci pe măsură ce piața va începe să crească, oamenii vor începe să arunce cu banii, pentru că ei vor să prindă. Și cu cât crește mai mult, cu atât crește și interesul și cei care bagă bani. Și atunci, din punctul meu de vedere, cred că nu este greșit să anticipezi o creștere de cel puțin 10 ori. Raportat la ce s-a întâmplat. Dacă ar fi ca ultimul bull market, da, un 20x, da, am putea spune că de la 15.000 înseamnă 300.000. Da? Iar eu zic așa, părerea mea, șansele 1.7, 8, 9x sunt indiscutabile. Indiscutabile, adică 100.000 din punctul meu de vedere. Chiar dacă americanii interzic mâine Bitcoin, el tot ajunge 100.000. Pentru că nu o să-l interzică toată lumea. Și atunci, Bitcoin la 23.000, dacă el va ajunge 300.000, oare ieftin sau e scump? Oare merită să așteptăm să scadă la 8.000? Cam cât speră unii să ajungă? Și nu zic cu răutate. Fiecare trader, fiecare analist, fiecare om vede lucrurile în felul lui, da? Nu contest niciodată că prețul ar putea să ajungă acolo după ce am văzut cazul FTX, Celsius și toate nenorocirile de anul trecut, da? Posibilități rămân. Dar, matematic, zona asta de preț este o zonă de structură de început de bull market. Și eu vă spuneam, dacă închidem luna, ianuarie, peste, o secundă, 23.440, da? Și suntem acolo acum, da? Dacă închidem peste acea valoare și nu mai avem mult, putem semnala reintrarea într-un trend pozitiv macro. Cum am spus și altă dată, nu înseamnă neapărat că intrăm mâine în bull market, dar intrăm în zona clară de final de bear market. Dragilor, cei care sunteți alături de mine pe YouTube în grupul de analiză premium, ne revedem mai târziu cu o analiză extrem de detaliată pe foarte multe asset-uri, pe monede, o analiză macro. În rest, cei care vreți să învățați să tranzacționați și vreți să puneți bazele la modul solid, vă recomand cursul meu pe mihaidaniel.ro, cursul de tranzacționare cel de 4 ore, curs adresat oricărui tip de investitor, nu doar cripto, dar dacă mâine vreți să vă lăsați de cripto, să vă apucați de stock, de forex, de orice, acest curs este util și învățați bazele, învățați peste 50 de indicatori, învățați peste 20 de strategii, toate explicate în limba română, pe înțelesul tuturor. Vă doresc o săptămână extraordinară, aveți grijă de voi, pace în suflet!